Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi prieteni, capitolul 18, pe care l-am studiat prin lui Dumnezeu, a fost un capitol pregătitor pentru lecția de astăzi. Am avut imaginea unei relații impresionante existente între Avram și Dumnezeu. Apropierea pe care ne-o prezintă Cuvântul lui Dumnezeu dintre Avram și Dumnezeu ne ajută să înțelegem posibila la dimensiunea relației pe care omul o poate avea cu Dumnezeu. Avram era deja un prieten căruia Dumnezeu îi încredințează planurile sale. Iar Avram, un prieten care cere cu insistență la Dumnezeu îndurare pentru o cetate plină de stricăciune. Cred că este o imagine ce trebuie să revoluționeze întreaga noastră concepție despre modelul relației pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu. Mie nu mi se pare a fi vreo urmă de convenționalism aici. Conversația, apropierea, căldura cuvintelor, atitudinea sunt elementele unei relații obișnuite între doi prieteni apropiați. Aici, poate ajunge fiecare dintre noi, dragul meu ascultător. Domnul Isus spune la un moment dat, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Noi putem ajunge la această relație cu Dumnezeu. Este una din cele două variante pe care le avem. Cea de-a doua este cea aleasă de oamenii din Sodoma și Gomora. Problema este că această a doua variantă duce la distrugere. Să vedem, deci, ce învățăm din acest capitol 19, unde am ajuns cu studiul nostru. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara, și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Cei doi îngeri au plecat de la Avram și s-au îndreptat către Sodoma. În poarta cetății se întâlnesc cu Lot. Trebuie să semnalez aici că, potrivit obiceiurilor vremurilor și locului, cei ce stăteau la poarta cetății erau judecătorii, bătrânii cetății. Deci, Lot nu numai că s-a mutat lângă cetate, dar încet, încet s-a implicat în viața ei. A intrat în politica cetății și iată-l acum pe Lot ca fiind unul dintre judecătorii acestei cetăți. Apoi a zis, domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță. Se pare că Lot învățase ceva de la unchiul său Avram. Și el îi invită pe cei doi vizitatori să intre la el în casă să-și spele picioarele. Îngeri însă îl refuză pe Lot. El a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus coacă azim și au mâncat. Acum cei doi au parte de un al doilea ospăț. Prima dată vramlent lentind o masă bogată, iar acum Lot. Când cei doi au spus că vor să doarmă în stradă, ei de fapt au atins un punct sensibil. Lot imediat le spune că nici nu poate fi vorba de așa ceva. Viața lor n-ar mai fi valorat nimic dacă ar fi făcut acest lucru. Dragii mei, câte locuri nu sunt asemenea sodome și gomore astăzi? În câte orașe mai poți să circul noaptea fără să te temi pentru viața ta? Oare nu ne spune nimic lucrul acesta? Statutul moral al acelor orașe era foarte scăzut. Cred că nici noi nu ne putem lăuda cu unul mai crescut. Să vedem însă ce se întâmplă mai departe. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa. Tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și i-au zis, Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Cred că această scenă relevă foarte bine ceea ce se petrecea în acele cetăți, gradul de decădere la care ajunseseră. Păcatul pe care ei doreau să-l săvârșească acum poartă numele de sodomie. Este un păcat cumplit și o răciune înaintea Domnului. Cât de trist este că biserici moderne încearcă să găsească scuze pentru acest păcat și caută dezvinovățirea celor ce-l practică. Nu cred că este potrivit o asemenea atitudine. Atâta timp cât Dumnezeu condamnă ceva, noi să găsim scuze. Cred că o biserică care nu condamnă ceea ce condamne Dumnezeu este o biserică care nu mai are legătură cu Dumnezeu. O biserică ce nu este departe de cei pe care îi încurajează. Cred că atunci când Lot s-a dus în Sodoma, el n-a știut foarte bine ce fel de oraș este acesta în care a venit. Ajuns aici însă a fost cu neputință să nu observe perversiunea care domnea în acel oraș. Aceasta a fost atmosfera în care au crescut copiii lui, fetele și ginerii lui. Păcatul acestor oameni a fost atât de mare că Dumnezeu a fost nevoit să intervină și să distrugă orașul. Doresc acum să atrag atenția asupra unui lucru. Astăzi este o anumită atitudine față de păcat, atitudine nu cu mult diferită de cea de atunci. Lumea modernă a trasat o linie green ce privește păcatul. Nu mai este acea linie neagră care delimita clar păcatul de neprihănire. Biserica a acceptat compromisurile și este foarte grav acest lucru. Astăzi există biserici de homosexuali, biserici care au preoții și pastorilor. Prieteni dragi, Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Nu a acceptat acest lucru în cazul Sodomei și Gomorei, și mă îndoiesc că ar face-o astăzi. Cred că o greșeală a zilelor noastre este aceea că oamenii vin la biserică, se predau Domnului, încep o viață nouă cu Domnul Isus, dar nu renunță la păcatele vechi. Ori, Dumnezeu spune că așa ceva este imposibil. Așa ceva nu se poate. Sodoma este un exemplu în acest sens. Fie ești cu Dumnezeu și renunți la păcate, fie cu păcatele și în dușmănie cu Dumnezeu. Nu există cale de mijloc. Pavel, la un moment dat, întreabă următorul lucru. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Ideea că poți fi creștin și cu toate acestea să întreții încă păcatul în viața ta este o mare înșelăciune, o greșeală. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Eu nu vreau să spun că cei care sunt creștini, cei care doresc să trăiască după învățăturile Mântuitorului nostru, nu mai au păcate. Diferența este că nu mai găsesc plăcere în păcate. Pentru ei, păcatul este acum o uriciune, la fel cum este pentru Dumnezeu. Ei se luptă să scape de aceste păcate. Pe măsură ce relația lor cu Dumnezeu se întărește, îi renunță la mai multe păcate. Și pe măsură ce tot mai multe păcate sunt îndepărtate, relația cu Dumnezeu se întărește și ea tot mai mult. Este așadar o viață în care plăcerea este de a fi după voia lui Dumnezeu și nu de a mai cocheta cu păcatul. Să revenim însă la Sodoma și Gomora. Oamenii acestor orașe trăiau numai pentru plăcerile lor. Îl ignorau pe Dumnezeu. De aceea, aceste orașe sunt distruse. Acum, să nu înțelegeți că avem de-a face cu un Dumnezeu primitiv în cartageneza și unul mai bun, mai tolerant în zilele noastre. Dumnezeu este același. Principiile lui nu s-au schimbat. Este adevărat că Domnul Isus i-a primit pe păcătoși lângă el, i-a primit la el, dar odată ce au intrat în legătură cu el, aceștia n-au mai fost aceiași. Vedeți însă, și aici este vorba de voia omului. Dumnezeu ne dă posibilitatea să alegem. El nu face presiune asupra noastră. Nu ne forțează să-L acceptăm. El se apropie în dragoste și ne lasă pe noi să alegem. Am întâlnit oameni care au spus că ei doresc ca Dumnezeu să-i forțeze să se supună lui. Nu va face Dumnezeu niciodată așa ceva. Întotdeauna va fi vorba de alegerea noastră. Niciodată Dumnezeu nu va forța pe cineva să-L accepte. El oferă, în schimb, tuturor oamenilor posibilitatea de a intra într-o relație cu el. Dar atunci când cineva intră în această relație cu Dumnezeu, el nu mai rămâne la fel. Prostituata, vameșul și mulți alți oameni, atunci când s-au apropiat de Domnul Isus Hristos și au intrat în legătură cu el, au fost schimbați. Și au schimbat comportamentul și au schimbat modul de viață, au devenit alte persoane. Acesta se întâmplă cu oricine are o întâlnire reală cu Mântuitorul. Dragii mei, noi trăim într-o lume nouă, dar ea nu se deosebește prea mult de Sodoma și Gomora. Lot a ieșit afară la ei, la ușa încuiat, ușa după el și a zis, fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate! Bărbații din Sodoma și Gomora erau afară în stradă, cerând ca oaspeții lui Lot să fie scoși afară la ei. Lot privește lucrul acesta așa cum era, o răutate. Cunoștea foarte bine ce se petrecea cu acei oameni, știa care este problema lor. Nu era vorba de o nouă moralitate, ci de vechiul păcat al omului. Iată ce spune el. Iată că am două fete care nu știu de bărbat. Am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. Lot se simte responsabil pentru cei pe care i-are sub acoperiș. De fapt, aceasta era o regulă în Orient, regulă care funcționează și astăzi în mai multe țări din această zonă. Gazda este gata să facă orice sacrificiu pentru binele oaspeților ei. Și în acest caz, Lot este gata să sacrifice pentru protecția musafirilor săi. Ei au strigat, pleacă, și au zis, omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul, ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor! Și împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. Se pare că oamenii din Sodoma nu erau foarte încântați de ascensiunea politică a lui Lot. Pentru ei era doar un străin care dorea putere. Poate ceea ce îi deranja era și faptul că Lot avea totuși opinii diferite de ale lor. De aceea par deciși să termine cu el. Poate că așa s-ar fi și întâmplat dacă n-ar fi intervenit musafirii lui Lot. Dar bărbații aceia, au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei și-au încuiat ușa. Iar pe oamenii care erau la ușa casei i-au lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Musafirii lui Lot nu erau tocmai oameni obișnuiți. Ei erau trimișii lui Dumnezeu, de aceea aveau și o putere deosebită. Dacă ei n-ar fi intervenit, Lot și toată casa lui ar fi fost distrusă. Acum ne este arătat scopul venirea celor oameni la familia lui Lot. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Giner, fi și fiice și tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui, Sculați-vă, zis el, ieșiți din locul acesta căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Lot este pus acum într-o situație foarte dificilă. El se afla de ceva ani buni în Sodoma și deja se obișnuise să tolereze comportamentul acelor oameni, chiar dacă îl considera un comportament păcătos. Fiii și fiicele lui au crescut în acest mediu și se pare că se căsătoriseră deja cu oamenii acelor locuri. Când primește avertizarea din partea lui Dumnezeu cu privire la distrugerea cetății, el se duce la ginerii săi pentru a-i scoate din cetate. Numai că, vedeți, oamenii aceia pierduseră orice teamă că ceva rău li s-ar putea întâmpla. Ei se considerau deja deasupra oricărui pericol. Apoi, poate că nici mărturia lui Lod nu mai era atât de puternică. Și el trăise, poate, destul de aproape de comportamentul unora dintre ei. Poate că n-a avut aceleași obiceiuri, dar nici diferențe prea mari n-au fost. Iar acum el vine ca un profet, ca un trimis al lui Dumnezeu. Dar cine se credea? Ginerii lui Lot au început să râdă de el. Lot a ajuns în acel loc fără să fie în voia lui Dumnezeu. În timpul pe care l-a petrecut acolo, nu s-a străduit prea mult să depună o mărturie despre Dumnezeu. Acum culegea roadele. După cum o să vedeți, consecințele sunt groaznice, și problemele nu se termină aici. Principiul pe care doresc să-l ținem minte, dragii mei, este că dacă ne pretăm la același mod de viață cu al celor pe care vrem să-i câștigăm pentru Domnul, nu trebuie să ne așteptăm la rezultate pozitive. Ele nu vor veni niciodată. Cred că ceea ce se întâmplă cu Lot este un exemplu elocvent. Să ne amintim ce spune Apostolul Petru cu privire la aceste evenimente. A osândit el la pieire și a prefăcut în cenușe cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite, cuvinte, dragii mei, pe care le găsiți în cea de-a doua epistolă a lui Petru, capitolul 2. Dragii mei prieteni, eu unul nu cred că Lot s-a bucurat vreodată cu adevărat de șederea lui în Sodoma. Acum, când trebuia să plece, nu poate să plece decât cu cele două ofice nemăritate și cu soția lui. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci domnul voia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Dumnezeu avea milă față de Lot și îl cruțe de la această distrugere. Cred că această indulgență a lui Dumnezeu cu privire la Lot vine și din faptul că el l-a urmat pe Avram și se încredea totuși în Dumnezeu. De aici, dragii mei, înțelegem că Dumnezeu nu lasă niciodată nimic nărăsplătit. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu trimite cei doi îngeri pentru a-l scoate pe lot din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața la munte, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, O, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de-aș putea să fug acolo, e așa de mică și să scap cu viață. Lot era deja unul obișnuit cu viața în cetate. Nu vrea să fugă pe munte, ci într-o altă cetate. Cetatea la care se referă el este cetatea Țoar. Dumnezeu îngăduie că el se intre în această cetate, dar, după cum veți vedea, nu înseamnă că a ajuns și la sfârșitul problemelor sale. Acum că Lot este scos din cetate, începe judecata. Dumnezeu distruge cele două cetăți, Sodoma și Gomora, iar nouă ni se spun două lucruri, unul legat de soția lui Lot și celălalt legat de fiicele lui. Iată ce citim în versetul 26. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Versetul acesta crea destule neînțelegeri cu privire la motivul pentru care soția lui Lot a privit înapoi. Eu cred că este vorba de două motive. Mai întâi cred că a privit înapoi pentru că nu a fost deloc dorința ei să părăsească Sodoma. Probabil că ei plăcea acolo. Îl iubea pe soțul ei, dar îi plăcea și în Sodoma. Probabil avea multe cunoștințe acolo, prieteni. Poate a fost implicată în mai multe acțiuni, iar acum trebuia să părăsească totul. Ea plecase cu trupul de acolo, dar mintea și inima ei erau tot în sodoma. O lecție bună și pentru noi. Îi aud pe mulți creștini spunând că ar vrea să vină Domnul, să judece pământul și să se termine odată cu pământul acesta. Nu spun că nu este o dorință legitimă. Fiecare creștin ar trebui să aștepte ziua în care va veni Domnul Isus. Sau, cel puțin să-și răpească biserica. Acesta este de acum sensul vieții creștinului. Venirea lui înseamnă acea plăcută reunire cu Dumnezeu și cu toți cei care au crezut în el și au făcut voia lui. Dar ceea ce mă îngrijorează este că cei care doresc această venire a Domnului nu trăiesc ca și cum ar dori lucrul acesta din toată inima. Este dificil să-i faci să-și părăsească locuințele când este program de biserică, mai ales când televizorul a ajuns atât de popular. Soției lui Lot îi se rupea inima după lucrurile pe care le lăsase în urmă, pentru că era foarte legată de ele. Dragul meu prieten, am acum o întrebare și pentru tine. Tu cât ești de atașat de lucrurile pe care le ai? Să știi că și eu mi-am pus această întrebare de multe ori. Sincer fiind, nici mie nu mi-ar fi ușor să las toate lucrurile pe care le am. Nu mi-ar fi ușor să las în urmă prietenii, pe cei dragi mie. Apoi mai este și această lucrare, acest proiect de comentariu al Bibliei pentru undele radio. Este ceva ce aș vrea să continui. Dar vreau de asemenea să fiu în stare atunci când el mă va chema să pot merge la el fără niciun regret, după lucrurile pe care mi le-a dat pentru o vreme spre folosință. Cel de-al doilea motiv pentru care cred eu soția lui a întors capul este necredința ei în ceea ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu a spus pleacă și nu mai întoarce capul înapoi. Observați că Lot n-a întors capul. El a crezut pe Dumnezeu. Dar soția lui nu a crezut ceea ce îi spusese Dumnezeu și de aceea este prefăcută într-un stâlp de sare. Acum aș vrea pur și simplu să ocolesc versetele cuprinse între 31 și 38, care vorbesc despre păcatul fetelor lui Lot, pentru că pasajul acesta ne oferă o imagine sordidă de căderii omului. Este o consecință drastică a unei alegeri pripite și împotriva voii lui Dumnezeu, alegere pe care Lot a făcut-o. Sufletul lui a fost izbăvit, dar cred că mare durere a avut în ceea ce privește familia lui. Cred că Lot constituie o bună exemplificare a ceea ce spune Biblia că unii vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Familia lui s-a deprins cu obiceiurile acelui loc în care au trăit, și poate că nici exemplul lui n-a fost unul tocmai potrivit. Sunt mulți creștini care se miră de ce copiii lor nu le calcă pe urme. Cred că Lot și istoria lui sunt o bună explicație. Uneori, micile compromisuri pe care le facem distrug mărturia în fața familiei. Atunci nu este deloc greu pentru copii să se îndoiască de credința noastră și apoi să devină niște răzvrătiți. Dar l-am cam părăsit pe Avram. Care este reacția lui Avram față de acest eveniment? Versetele 27 și 28 Avram s-a sculat a doua zi dis de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomoră și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Când s-a uitat Avram spre locul unde era Sodoma, inima lui s-a întristat. Nu știu dacă știa sau nu că Lot a scăpat. A auzit probabil mai târziu despre aceasta. Nu cred că tristețea lui a fost pentru altceva decât pentru oamenii care au pierit acolo. El nu avea nicio investiție acolo, nu stăpânise niciun metru de pământ după care să-i pară rău, dar îi părea rău pentru că acei oameni pieriseră în urma stricăciunilor. Vă duceți aminte că Biblia spune în prima epistola lui Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Uneori predic un mesaj pe care l-am intitulat Instantanee din Sodomă. Pentru aceasta mi-aleg diferiți ghizi. Mai întâi privesc Sodoma prin ochii lui Lot. Sunt convins că el a avut o percepere greșită a ceea ce putea oferi acest oraș. Apoi privesc Sodoma prin intermediul soției lui Lot. Ea era îndrăgostită de acest oraș. Un alt ghid este Avram însuși. Și el avea un punct de vedere în ceea ce privește Sodoma. În cele din urmă este rândul lui Dumnezeu să ne prezinte acest oraș așa cum îl vede el. Este destul de trist că Biserica de astăzi nu privește păcatul sodomiților cum îl privește Dumnezeu. De fapt, nu numai în acest caz, dar și în ceea ce privește alte păcate, din nefericire, Biserica a împrumutat moralitatea societății. Doresc să înțelegeți, dragii mei, că nu tot ceea ce o societate promovează este greșit. Sunt necesare legile pe care o societate le promovează, deoarece cele sunt menite să protejeze cetățenii acelei societăți. Însă nu tot ceea ce promovează o societate este bun. Sunt aspecte în care nu numărul celor ce îmbrățișează o idee o fac bună sau validă. Să nu uităm de exemplul nazismului și efectele pe care le-a avut. Asemănător este și cazul comunismului. Chiar dacă au avut un mare număr de adepți și susținători, acestea constituie pete negre în istoria și conștiința acestei lumi. De asemenea, eu nu spun aici că Biblia ar trebui să înceapă mișcări de insurecție sau să treacă la proteste violente. Este vorba de poziția pe care Biserica trebuie să o ocupe în ceea ce privește mărturia ei. Biserica trebuie să fie mereu preocupată de prezentarea unei mărturii prin viața membrilor ei, prin luările de cuvânt, prin informările pe care le face sau prin teologia pe care o promovează. Dar cred că foarte importantă este și mărturia personală a fiecărui membru al Bisericii. Așadar, dragul meu prieten, cred că lecția pe care o învățăm aici este foarte importantă. Alegerile pe care le facem influențează foarte mult nu numai viețile noastre, dar și ale celor de lângă noi. Lucrurile materiale, confortul, pot constitui piedici serioase în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Lot, soția lui, ficele lui, fac parte parcă dintr-o istorie cu conținut dramatic. Eu cred că este o lecție din care fiecare trebuie să învățăm. Este o provocare în ceea ce privește valorile pe care ni le fixăm. Este o provocare în ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu. Este o provocare în ceea ce privește mărturia noastră. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze în tot ceea ce ține de viața noastră și să fie o viață după voia Lui. Fiți binecuvântați! you ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twr_romania. Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar bíblico Itinerar bíblico